Din nou în emisiune la Mesagerul de Neamț, cum spun de fiecare dată, o nouă emisiune, un nou candidat, o nouă localitate, oferta unui candidat pentru o localitate. De data aceasta vorbim despre un oraș care ar trebui să aibă la trecutul mare și important și un viitor pe măsură. Din păcate, prezentul nu oferă foarte multe garanții în acest moment pentru un viitor luminos și de aceea sunt foarte, foarte curios să văd un candidat din partea unui partid care se numește Liberal, un candidat care să vină să ne spună cum se poate ca un oraș, precum Bicazu, mulți spun, doamne, nu prea mai își merită numele de oraș, să poată să redevină un punct foarte important pe harta județului Neamț. Candidatul se numește Traian Iulian Matasă și este la a doua campanie electorală. Bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit, domnul Vărnescu. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu ocazia asta, dați-mi voie să salut și toți urmăritorii dumneavoastră. Domnul Matasă, Bicazu are așa, când treci prin el, un fel de aură de tristețe. Și nu-mi dau seama. Eu când trec prin Bicaz, întotdeauna zic, Doamne, zic, parcă plouă și ninge tot timpul. Și nu înțeleg, poate nu înțeleg eu de ce. Poate asta e sentimentul meu când trec prin Bicaz. Țin minte că am participat acum câțiva ani buni la o ședință de Consiliul Local. Și am întrebat acolo consilierii, Doamne, de ce la Bicaz, în centrul Bicazului, este un semafor care clipocea tot timpul galben. Și răspunsul, acum rememorând, îmi dă senzația că cuprinde istoria Bicazului și nemișcarea din Bicaz. Și, domne, l-am pus să fie acolo. Faptul că e verde înseamnă că e galben, înseamnă că e funcționabil. În rest, de ce să punem și cu roșu și cu verde și cu tot? Bine să vadă lumea că l-avem. Vă rog să-mi spuneți cum vi se pare dumneavoastră Bicazul. Dacă stau să fac referire la semaforul pe care clipocește și acum în centrul orașului Bicaz, pot să completez eu într-o fază de stand-by și ca semafor și ca oraș. Da, trăiesc în orașul Bicaz de când m-am născut. Am 42 de ani, în care doar 7 ani am fost plecat din orașul natal. Am urmat studiile superioare la Facultatea Transilvania în Brașov, Facultatea de Construcții, profilul Construcții Civile și Industriale. Într-adevăr, orașul nostru nu este ceea ce ar trebui să fie. Este un oraș trist. Și o spun cu părere de rău când spun un oraș trist, pentru că promite multe acest oraș. Ca locație suntem binecuvântați de la Dumnezeu. Avem tot ce ne dorim. Sunteți la o intersecție de drumuri. Suntem la o intersecție de drumuri, cum spuneți dumneavoastră. Un drum care ne duce spre cheile Bicazului, care sunt foarte arhi cunoscute. Un drum ne duce către lacul Bicaz, barajul Bicaz, iarăși o destinație foarte, cel puțin căutată în ultima perioadă. Extensia spre munte, axialul care, nu știți foarte bine și dumneavoastră, de puțin timp a reușit să se finalizeze acele lucrări care la rândul aduce iarăși foarte mulți turiști. Dar încă orașul nostru a rămas la o fază latentă, fără a aduce nimic nou. Avem 12 ani de când actualul primar, probabil tot respectul pentru dânsul, a fost conducător, director la Motocim, dar din punctul meu de vedere ca administrator a acestui oraș, n-a putut să-i dea culoare sau să-i dea direcție care ar trebui acestui oraș. Probabil și motivul și mulți colegi și prieteni pe care îi aduc din alte zone, ei vin cu entuziasm la mine. Bă, vin și eu la tine în oraș. Bă, cu drag, veniți.
dar stau câteodată și mă gândesc unde aș putea să mă duc să-i cazez, unde aș putea să mă duc să le servesc o masă prin care oamenii să plece mulțumiți, în afară de faptul că vin și le fructific cumva timpul, ducându-i pe celelalte drumuri, Lacul Roșu, Ceahlău, Barajul, Lacul, o plimbare cu bărcuța, așa mai departe. Dar strict în oraș nu avem prea multe opțiuni. Și atunci, probabil, și decizia mea de a intra, de a implica, e păcat, pentru că foarte multă lume în ultima perioadă, probabil cum ați mai auzit și dumneavoastră, cum știm și noi, oameni de valoare, oameni potenți, probabil au făcut tot alte priorități. Nu știu dacă crede de cuvință că se mai poate schimba ceva în oraș. Toți mulți ajung, bă, dar ce să mai faci? Că și așa, nu, de la centru se vede cum se vede. Încrederea în clasa politică la ora actuală este la un nivel mai scăzut. Dar totuși credem că orașul ăsta poate să prindă o altă traiectorie și să-l aducem la un alt nivel. Bun. Coloristic. Acum, eu vă rog să-mi spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră. Deci, cu ce vă ocupați? Contează foarte mult ca cel care se duce la vot. Da. Să spună, domnule, îi dau votul unui om care are minime cunoștințe de nu știu ce, și care probabil că nu vine să ocupe funcția asta pentru salariu. Departe gândul. Dar m-am născut la Piatra Neamț în 1982. Am urmat studiile primare și liceu în orașul Bicaz, școala generală, acum numită Regina Maria, și liceul Carol I. După finalizarea liceului, cum vă spuneam mai devreme, am optat pentru oraș, un oraș care pentru mine este un oraș de suflet, un oraș, dacă ați mai fost, este un oraș foarte frumos. Deci se vede cu adevărat o implicare, orașul Brașov, oraș turistic, dacă stăm să o luăm așa, că și orașul Bicaz de un an este numit tot oraș turistic, dar n-aș putea să mă laud cu acest lucru. Este numit, Brașovul este. Este, corect. Asta este, numit. Doar numit, este a rămas numit. Doar la stadiu de nume. După 2000, în promoția 2006, finalizat facultatea de inginerie în construcții civile și industriale, am profesat 2 ani în Brașov, ca să zicem așa, pe post de angajat. După 2 ani, părinții mei mă trag dintr-o familie modestă, mama cadru didactic, tata maestru, în cadrul IF-ului cum era odată. Tata a încercat, a reușit să deschidă un business de familie, ca să zic așa, în industria prelucătoare a lemnului, că la urmă urmei suntem într-o zonă de munte unde cam principala ocupație era, vine cu istorie, era cu, în domeniul forestier. Fiind singurul băiat, mai am o soră, fiind singurul băiat în familie și având nevoie de ajutor, cumva a făcut toate diligențele să fac în așa fel încât să mă întorc acasă. Eu, deși aveam anumite rețineri, domnule, ca să dau Brașovul pe Bicaz, a fost o decizie destul de grea. Dar dacă stăm să luăm, totuși este orașul de suflet și, cum să zic, domiciliul meu de unde m-am născut, am făcut acest pas, m-am întors înapoi acasă, am preluat business-ul familiei, ducându-l și la ora actuală. Sunt căsătorit, am 2 copii, o fată și un băiat, mulțumesc. Nu de mult timp am pășit și pe pragul de a investi în Horeca, achiziționând un restaurant pe care vreau să-l, un restaurant din punctul meu de vedere cu un istoric care aduce o importanță și cred că... Și era emblematic la un moment dat, exact, pentru Bicaz. La vremea respectivă și vrem să-i redăm imaginea și fața care merită restaurantul ăsta. Sunt activez în politică din 2016. Activez, deci aveți vechime, nu? Am o vechime, activez în politică, cum spuneam, în 2016. Am fost contactat de Partidul Național Liberal, care și acum tot din partea Partidului Național Liberal fac parte și sunt mândru că fac parte de acest partid.
Sunt consilier din al doilea mandat acum. Am mai avut opțiune de, adică am mai candidat încă o dată în anul 2020 cu șanse mari, adică am pierdut la un procent acolo foarte mic, adică diferența de 60 de voturi față de deci, actualul primar. E chiar frustrant în bicaz la 60 de voturi. Da, așa a fost să fie, adică chiar a fost, cum să vă zic, a fost așa un sentiment în care probabil asta a fost și decizia de a mai reîncerca odată ce am văzut că cetățenii au ales să-și aplice, cum să vă, încrederea spre mine, atunci am spus, domnule, mai încerc odată să încerc să și merg, adică pe tura asta să merg la câștig, cum se zice, pentru a reuși să facem o imagine frumoasă. De ce credeți că ați pierdut acum 4 ani? N-aveați experiența campaniilor? Putem să o spunem și așa. Pentru că la 60 de voturi e practic așa o chestiune de, știu eu, dacă într-o secție. Dacă stau să facem o analiză, au fost o medie, deci au fost în jur de 3.000 de votanți. Actualul primar a avut 30%, deci în jur de 1000 și el la 1040 de voturi. Eu am avut 960 pe pan politic, consiliu local. Am avut mai multe voturi și suntem mai mulți consilieri decât cei de la PSD. Adică cei de la PSD, ca să zicem așa. Noi suntem 6 consilieri. PSD-ul are 5 și celelalte partide, suntem 15 consilieri în total la nivel de consiliu. Și s-a făcut un fel de majoritate? S-a făcut un fel de majoritate. Viceprimarul a fost din partea Plus, acolo s-a mers la bicaz în 2020, s-a mers separat Plusul cu SRU. Nu, deja, deși la centru era o fuziune, dar ei aici au hotărât să se meargă separat. Dezavantaj noi, din punctul meu de vedere, a fost că pătura votanților sau a primarului actual a fost constantă, a ieșit la vot. Pătura cealaltă, care era formată din susținătorii noștri, ai mei, și ceilalți poate indeciși, au fost mai una la mână, s-au distribuit pe ceilalți votanți, ceilalți candidați. O parte la Plus, o parte la ceilalți candidați. Și cei care m-au susținut și m-au votat pe mine, care iar v-am spus cum a fost diferența de 60 de voturi. Deci sub noi, adică am fost 1040, 980, sub noi următorul a avut 400 ceva, deci mult în spate. Ca să da, dar dacă ne uităm, alea 400 erau mulți din zona dumneavoastră de vot. 7 candidați am fost, în care doar unul putem să spunem că a fost pe partea stângă. Alături de actualul primar. Și de partea dreaptă și ceilalți. Așa s-a întâmplat, să știți, de multe ori. Întotdeauna pe dreapta sunt mai mulți candidați, da, mai mulți. Și se împart voturile. Exact. Dacă erau 2 tururi de scrutin, vă garantez că lucrurile ar fi stat altfel. Era cu altă discuție. Da. Bun, acum, a stat 4 ani în opoziție, ați fost consilier local, sunteți consilier local, da. Cunoașteți lucrurile din interior. Care sunt, să spunem așa, medical vorbind, bubele administrației din Bicaz în momentul acesta? Să fac o radiografie, sincer, ca să vă spun, eu când am intrat în Consiliul Local, eu vedeam cu totul altfel lucrurile. Deci eu vedeam un grup de oameni, de 15 oameni, prin care noi să aducem aport. Fiecare, adică o înțelegere dincolo de exact, interesele de partid. Exact. Deci eu vedeam o înțelegere între fiecare. Nu conta culoarea politică, conta o idee. Orice idee, orice discuție între doi oameni, că e ea mai aprinsă sau nu, poate să ducă la o idee mult mai benefică pentru oraș, că la urma urmei de aia cetățenii orașului ne-au pus acolo și ne-au ales pentru ei, pentru a-i reprezenta pe ei, pentru a le da ce au ei nevoie. Dar am găsit cu totul altceva. Am găsit o dezbinare, am găsit un regim în care se vota exact ce se dicta, nu se accepta sub nicio formă o altă variantă, o altă ipoteză, o altă, cum să spun, o altă soluție de rezolvare a unui oricărui lucru. Nu, se mergea după o direcție foarte bine stabilită. Noi, acum, cel puțin în scrutinul ăsta, să spunem că am avut 6, dar nici acum nu puteam să spunem că aveam, ca să ai o majoritate, îți trebuia 8. Nu prea am avut foarte greu să spunem că eram pe aceeași idee cu doi colegi să mai putem face, să spunem, oarecare majoritate, să avem o opoziție. N-am putut să facem o opoziție
să putem da peste cap anumite planuri a actualei conduceri. Deci noi majoritatea am fost de acord. Orice investiție ne-am supus, am încercat să analizăm. Din punctul meu de vedere, colaborarea, v-am spus, a lăsat de dorit și atunci principiile sau direcțiile după care s-a ghidat domnul primar actual au dus la niște cheltuieli care cel puțin au lăsat anumite lucruri mult tare în urmă. S-au făcut exemple. Deci vă dau un exemplu. Suntem, să spunem că s-au făcut două proiecte mari, cel puțin care s-au finalizat acum anul ăsta. Eficientizare energetică la liceul Carol I Bicaz și eficientizare termică la spital, Spitalul Sfântul Ierarh Nicolae, care și aici sunt mai multe lucruri de discutat. Ca să vă pot da un exemplu, la Spitalul Sfântul Ierarh, nu, la spital, la liceul Carol I, noi am plecat cu o finanțare de undeva de 5%. Am ajuns până la finalul proiectului cu o finanțare aproape jumătate din valoarea proiectului. Încă 45% aproape la sută din cofinanțarea asta înseamnă din bugetul local. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că proiectul în sine nu a fost făcut cum trebuie. El, pur și simplu, a fost făcut... Deci nu are treabă cu creșterea prețurilor la materiale sau și asta? A avut și acolo un pic. Da. A avut și acolo. Nu putem să fim... A avut și acolo o mică influență, contribuție. Dar majoritatea cheltuielilor au venit din cauza proastei managere a proiectului în sine. Proiectul a fost făcut pe birou, nu s-au făcut faze, nu s-au dus în teren să se vadă cu adevărat care este stadiul clădirii respective. Adică, domnule, noi am luăm în calcul eficientizare. Ce înseamnă? Schimbare tâmplărie, schimbare acoperiș, izolare termică a pereților și așa mai departe. Dar când s-a ajuns în teren, deja s-au constatat cu totul alte lucrări, mult mai de amploare, mult mai de anvergură. Și atunci, cum se știe foarte bine, un proiect care este și finanțat, el îți dă exact ce ai cerut. Nu îți dă un bănuț în plus pentru nimic altceva. Și atunci de unde a trebuit? Din bugetul local. Să cotizăm. Deși se știe că la ora actuală bugetul local, ca peste tot, banii sunt foarte puțini. Dacă îi cheltui și prost, atunci chiar nu-ți mai rămâne nimic să mai faci și altceva. La spitalul Sfântul Ierarh Nicolae este cam aceeași problemă ca și care v-am prezentat-o referitor la liceu. Acolo sunt mai multe probleme și îmi doresc ca pe viitor și într-o colaborare cu Consiliul Județean, cu Casa de Pensii, cu Ministerul Sănătății să găsim soluții în așa fel încât să aducem spitalul să-l facem cât mai competent, pentru că la ora actuală generează mai multe cheltuieli decât ar putea susține bugetul local acest spital. El este foarte, adică discuția spitalului în contextul ședințelor de consiliu local a fost foarte dezbătut. Adică noi încercăm să aducem aport, să aducem idei, să vedem ce soluții am putea găsi pentru a putea ca acest spital să desfășoare activitatea, să-și poată menține aceste cheltuieli și să poată să dea cetățenilor actul medical de care au nevoie. Acum vă întreb. Spitalul din Bicaz, la un moment dat, a trecut vreme multă, era cunoscut pentru o secție de obstetrică ginecologie foarte bună, erau unul sau doi, un medic sigur, neurolog foarte bun, mai existau câteva secții cât de cât. În momentul acesta, cât din spațiile de la spital sunt ocupate? Deci la nivel de spital avem 48 de paturi, din care el este structurat pe fiecare compartiment, pe paliație, pe chirurgie, pediatrie și au fiecare împărțite în așa fel încât nu este suficient. Bicazul este un oraș, deservește, ca să luăm, să facem o radiografie mai pe ansamblu, spitalul orașului Bicaz deservește cam toate văile de pe prejur. Acum, știți cum e? Când spunem deservește, teoretic deservește, practic mai puțin. Poate asigura, cum să spun eu, servicii medicale sau asigură, e un fel de, hai să-i spunem, UPU mai mare. La ora actuală cam ceva de genul, adică e puțin poate, pentru că încă suntem în managerii actuali și așa, sunt în faza de a atrage medici, pentru că și la
la un spital. Degeaba ai, să spunem, îți faci investiții și tot ce trebuie dacă nu ai posibilitatea să-ți atragi medicii să fie competenți, să poată să-și desfășoare actul medical, să fie oamenii să plece de acolo. Când ei vin acolo, vin cu o problemă, nu vin de drag să meargă la spital. Și atunci să-i oprești acolo, ca la rândul ei să poți să-ți decontezi toate cheltuielile de pe urma lor. Dar tu dacă ei îl aduci, îl ții câteva ore pentru o zi, două, pentru o zi, ospitalizare de zi și după aia îl trimiți mai departe, nu este sustenabil. Adică nu-și mențin, nu-și scot cheltuielile pentru a-și putea desfășura activitățile. Și atunci totul se devarsă în sprijinul bugetului Consiliului Local, prin care de fiecare dată vin și cer supliment pentru a putea să-și acopere cheltuielile de funcționare. Dar sperăm și sper ca pe viitor să găsim soluțiile cele mai optime și cele mai bune pentru a aduce spitalul să fie cât mai performant și să fie cât mai sustenabil din punctul ăsta de vedere. Deci la un moment dat se spunea așa, bicazul înseamnă combinatul. Acum numai în ce măsură mai înseamnă bicazul combinatul? Nu știu, n-aș putea să vă zic în ce măsură, dar acum și combinatul, clar, bicazul, dacă sunt să o luăm istoric, cumva el a luat naștere de pe urma construcției fabricii de ciment, el a fost o colonie, dar acum și fabrica de ciment, cu toate modernizările care vin peste noi, Tăvăluga, așa, tot își reduc din personal, pentru că la urmă și la nivel național, mondial, se vede că automatizările... Da, este clar, da. Își pun amprenta pe forța brută a omului și odată ce eram, când se spunea că ies câte 6.000 de muncitori de pe porțile fabricii, acum am înțeles că nu știu dacă mai sunt 600, dacă mai sunt. Dacă mai sunt 600. Da. Bun. Domnul Matase, candidați, ați avut un rezultat foarte bun acum 4 ani. E clar că sunteți unul dintre favoriții la fotoliul de primar. Eu vă întreb așa, cu ce puteți dumneavoastră veni acum să spuneți și să vă și creadă lumea că veți schimba ceva la Bicaz? Deci dacă îmi dați voie, eu asta vă spun că o simt pe pielea mea. Lipsa de comunicare între instituție și cetățean, la ora actuală, din punctul meu de vedere, nu prea există. De ce vă spun asta? Cetățeanul, la oricare început de an, se cer taxe, impozite, măriri de taxe, pe oriunde, adică omul, deși se simte de la o zi la alta că banul nu prea mai are o valoare, odată ce tu încă îi crești taxe și impozite și fără să ajungi să-i dai ceva în schimb, omul începe să pară scârbit, să nu mai aibă acea lumină, acea aura care să vină să-ți vorbească și nu neapărat, că nu ai nevoie de o susținere fizică sau morală, dar pur și simplu cu o vorbă bună. Eu văd cetățenii orașului Bicaz că sunt foarte... foarte închișinii, nu mai prea o speranță ca să o pot spune așa. Și din punctul meu de vedere, eu cred că una la mână este noi, cel puțin ca instituție, să te poți apropia de om și după aia lucrurile se fac împreună cu cetățeni. Adică haideți să ne gândim la orice lucru. În afară de faptul că am ajuns și în faza în care poate toți suntem, bă, cine-i de vină? Primăria. Nu vine să-mi facă curățenie în fața porții, nu vine primăria să-mi facă curățenie. Nu curăță albia, nu... Exact. Dar haideți să... Îmi distruge să trecem, cotețele ilegale pe care le-am făcut. Să trecem și pe partea cealaltă, partea civică, prin care, dacă eu vreau și pot, te ajut, dar menține și tu sau respectă-ți un regulament. Pe partea cealaltă, pe investiții, suntem o zonă în care, v-am spus și mai, cum se spunea și mai mult, oraș turistic. Haideți să-l transformăm într-un oraș turistic. Haideți să-i dăm fața orașului turistic de care are nevoie ca să poată să fie reprezentat acel oraș turistic. Prin care avem câteva zone, genul strada Izvorul Muntelui. O zonă, un cartier, dacă pot să-l numesc așa, care duce, strada care duce spre stațiunea Drău. Este zona cea mai concentrată, unde găsim cele mai multe pensiuni la ora actuală. Dar nu sunt toate, să spunem, înregistrate. Da, haideți să ajungem să dăm o mână de ajutor acelor investitori care au făcut aceste pensiuni. Să le putem deschide
un orizont în ideea în care să poată să se autorizeze, adică să meargă cu poarta deschisă, nu... Că e și în avantajul primăriei, pentru că încasează niște bani. Exact. Deci eu te ajut să ai clienți. Eu te ajut, da. Corect. Și atunci el spune, domnule, eu încă vorbesc că n-am apă și canal în zona respectivă. Eu vorbesc de turism. Mie îmi vine turistul la mine, vreau să-l cazez, dar eu nu pot să-l cazez pentru că nu am minimul de nu utilitate. Nu poți să-i asiguri minim de confort. Exact. Și atunci, despre ce vorbim? Aici, la rândul, iarăși, cred că colaborarea între un mediu de afaceri, pe orice domeniu, că e turism, că e în mediul prestări de servicii, de orice, da? Cred că contează foarte mult o colaborare între instituție și cu aceste medii de afaceri. Pentru că fără ele, noi, adică la ora actuală, Bicazul, nu cum sunt altele, să spunem, de prejumit Tașca sau altele care au un combinat și generează niște venituri de pe urma acestei fabrici, noi la Bicaz nu prea am avut norocul ăsta. Suntem vreo câțiva antreprenori care aduce beneficii, dar nu este suficient. Avem nevoie de investitori. Nu ne prea permite infrastructura, să spunem, că nu suntem la apropierea unei autostrăzi. Să dea Dumnezeu să se materializeze autostrada care va veni de la Poiana Teiului, care va trece, va lega, să spunem, Moldova cu Transilvania și așa mai departe. În apropiere, da. Și atunci este în apropiere. Mai, poate atunci se vor mai mulți și traficul și turiștii vor avea probabil altă curiozitate. Odată ce ai o infrastructură sustenabilă care să îți permită să vii, să nu stai toată ziua în trafic, la urmă urmei, de ce vin, pleci în concediu? Nu să stai în trafic, da. Să ajungi să vizitezi. Acum să vorbim cinstit, era un muzeu în Bicaz. Este, nu mai este închis și acum. Ani. Adică acolo ai niște monumente istorice. Păi avem muzeul, avem actualul sediu a primăriei, care este Casa Regală a Reginei, care mai are un pic și se dărâmă și aia. Deci de asta spun, adică aici trebuie o gândire total diferită față de ce a fost până acum ca să revitalizezi un oraș. Fără doar și poate. Deci aici, și repede, dar trebuie luate niște măsuri foarte urgente, care eu, din punctul meu de vedere, la ora actuală, la actuala administrație, văd o latență totală, adică o indiferență, pentru că nu se vede. Dom'le, vezi că clădirile respective se degradează de la o zi la alta. Noi nu suntem în stare să le întreținem, să le ținem măcar în stadiul în care sunt. Să spunem, domnule, că nu este a mea, aparține de patrimoniu, aparține de culte. Bun, dar și acolo cred că tot niște oameni sunt, da? Tot niște, sunt niște proceduri care pot fi urmate prin a putea atrage anumite proiecte de finanțare pentru a putea să le reabilităm. Adică nu le putem lăsa în paragină în ideea în care spunem, domnule, nu sunt ale noastre, ne-au luat mâna și nu vrem să mai... Bun, acum, candidați, în da? Eventualitatea... Eu vă doresc, cum le doresc unor competitorilor, să dovedească că sunt buni. Veți câștiga. Aveți garanția că veți avea un sprijin în continuare? Dacă stau să fac un pic o radiografie la grupul nostru, noi suntem cel puțin și grupul de consilieri, suntem toți venim din mediul privat. Deci toți suntem antreprenori sau lucrăm în mediul privat. Nu am niciun coleg care să spun că lucrează în administrație sau ceva de genul, dar cred cu tărie că noi, cel puțin ăștia care vin din mediul privat, avem cu totul altă viziune la cheltuirea banului și la tot circuitul lui. Și iarăși pun aici foarte mult accent la calitatea lucrurilor pe care se face cu banul respectiv. La noi asta este problema cea mai mare. Banul public întotdeauna a fost cheltuit cum a fost cheltuit. E făcută lucrarea de spoială, nu contează, i s-a plătit și așa mai departe. Peste un an se dărâmă lucrarea respectivă. Ce facem? De unde scoatem iară alți bani, alte cheltuieli pentru a readuce în discuție pentru reabilitarea respectivei lucrări? Și atunci ne gândim așa, ajungi într-o situație de cruce prin care tu te gândești, unde trebuie să investești. Clar, trebuie să ai un suport și de la județ. Și aici sperăm să avem, fără doar și poate, sprijinul Consiliului Județean, prin care, la rândul ei, cu el, să putem accesa anumite fonduri de anvergură mai mare, reabilitări,
Tot la fel vă pot da exemple. Au fost orașe în care s-au reabilitat blocuri. La noi încă nu s-a reabilitat niciun bloc. Toate blocurile alea, aveți impresia că sunt din alt film. Nu... De colonie. Nu am, deci nu avem nicio direcție. Noi suntem undeva într-o stadiu în care plutim așa, fără o direcție care să spunem, băi, mergem undeva. Nu, se stă într-o stare, cum spuneam și mai devreme, un semafor de la care clipește undeva în depărtare așa și nu avem nicio direcție. E păcat. Da, avem în schimb foarte mult nu știu cum să vă spun foarte mult propagandă prin care facem toată lumea să este mulțumită din partea actualei conduceri, dacă stau să numesc așa. Da, probabil că a prins chestia asta în timp. Hei, rup, hei, rup și după aceea vedem cum facem. Domnul Matasă, eu ce să spun, suntem pe final de emisiune, au trecut deja 30 de minute. Vă doresc într-un minut să mă convingeți că sunteți varianta cea mai bună pentru Vicaz. Sunt destul de greu de convins. Vă cred pe cuvânt. Da, în principiu v-am spus, am ales opțiunea de a mă muta în orașul Vicaz doar pe premiza de a-mi petrece anii și restul vieții, ca să zic așa, într-un oraș în care orașul meu de suflet, orașul meu în care m-am născut. Și îmi doresc ca acest oraș să ajungă la nivelul care merită cu adevărat, pentru că, cum spuneam și mai la început emisiunii dumneavoastră, orașul ăsta merită să fie pus pe harta României, harta Europei, un oraș turistic care cu adevărat poate să aducă venit la nivel de Consiliu Local, la nivel de primăria orașului, la nivel de județ și la nivel de țară, ca să zic așa, pentru că, cum vă spuneam, merită, are tot ce trebuie, are toate pârghiile posibile, dar trebuie o mână de inginer, ca să zic, care să stea bine cu calculele, să poată să implementeze proiecte, să muncească. Nu m-am ferit niciodată de muncă, oricând, la orice oră, pot să spun și cu mâna pe inimă și cine mă cunoaște, poate să afirme chestia asta, să confirme, pardon. Nu m-am ferit niciodată să muncesc. Adică, vreți să spuneți, sunteți un om asumat. 100%. Eu mă opresc aici cu acest dialog. Vreau să spun doar că Vicazul merită mai mult decât un semafor care funcționează intermitent, adică cu luminile intermitente doar pe, să spunem așa, zona neutră. Adică nici roșu, nici verde. Stă pe galben. Nu că galbenul n-ar fi o culoare interesantă, dar în condițiile unui oraș precum Vicazul, să stai numai pe galben, doar așa, clipocind, fără să-ți asumi ceva, mi se pare cam puțin. Aceasta a fost emisiunea de astăzi cu candidatul PNL, candidatul Partidului Național Liberal, pentru orașul Vicaz. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Vă mulțumesc.